În luna ianuarie, polițiștii Serviciului de Poliție Delta Dunării au efectuat verificări și controale pe apă și pe uscat pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării pentru combaterea braconajului piscicol. În urma activităților au fost constatate 4 infracțiuni privind pescuitul și acvacultura și 2 persoane au fost depistate în flagrant delict. De asemenea, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale privind pescuitul și acvacultura în valoare de 1.900 de lei. În cadrul acțiunii au fost confiscate 156 kg de pește, 2 embarcațiuni, 2 motoare de embarcațiune, un rezervor de embarcațiune, un autoturism și 81 de unelte de pescuit. Valoarea totală a bunurilor confiscate a fost de peste 11.000 de lei. La data de 26 ianuarie, polițiștii au depistat 2 bărbați de 44, respectiv 17 ani, ambii din localitatea Sinoe, județul Constanța, la scurt timp după ce ar fi desfășurat activități de braconaj piscicol prin folosirea la pescuit a 17 setci de tip monofilament în lungime totală de aproximativ 700 de metri, cu ajutorul căror ar fi capturat 31 de kilograme de pește proaspăt din speciile crab shallow, biban și caras. Setcile de tip monofilament, un motor de embarcațiune și cantitatea de pește au fost ridicate în vederea confiscării, iar embarcațiunea care ar fi fost folosită în activitatea de braconaj piscicol, rezervorul și autoturismul susceptibil a fi fost folosit la transportul plaselor cu pește au fost ridicate în vederea indisponibilizării. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru pescuitul comercial sau sportiv, fără licență sau autorizație de pescuit și pentru deținerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate.